La evenimentul In Memoriam Salah Mahdi au participat poeți, scriitori și oameni de cultură care l-au cunoscut pe poetul de origine irachiană. Acesta a fost organizat de Cenacul Scriitorilor Sădmăreni și de Centrul de Cultură și Promovare a Tradițiilor. Azi îl comemorăm pe poetul irachian Salah Mahdi, un poet care a fost mutat la Satu Mare foarte mulți ani, s-a întors în țara sa, în Irak, și anul acesta a trecut în eternitate. Salah a fost o pată de culoare în peisajul literar sătmărean, atât la propriu cât și la figurat. Un poet și un artist care aducea aroma lumii arabe, cea din 1001 de nopți. Era un prieten al tuturor, un individ debordant, un iubitor al vieții, un admirator al României și iată un poet de expresie arabă. Cei care au fost ieri prezenți la eveniment și-au adus aminte cu plăcere de momentele petrecute alături de Salah Mahdi, cel care s-a îndrăgostit de tradițiile românești, de poezia românească, lucruri care l-au făcut să renunțe la religia pe care o avea pentru ortodoxie. Mai mult a cititorului, pentru că o singură carte am dus-o până din capăt în capăt, l-am cunoscut și regret că vorbesc la trecut despre el. M-a impresionat teribil omul acesta, a venit din Irak și integrat între noi. Eu spun între noi, între condeieri care mai scriem pe aici, pe colea. Și el s-a afirmat imediat și a scris cu multă căldură. Salah Mahdi a absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a publicat 2 volume de proză și 5 de poezie și a fost primul om care a tradus în limba arabă Luceafărul, Miorița și Surâsul Hiroshimei.